Organizația municipală a PSD Râmnicu Sărat și-a prezentat astăzi noua echipă în cadrul unei conferințe de presă. Dacă primarul Sorin Cârjan este în continuare președintele filialei din Râmnicu Sărat, formațiunea locală are o nouă structură din care fac parte atât oameni cu state vechi și experiență, cât și persoane noi, tineri, dar și femei. Noua echipă social-democrată și-a propus să vină cu soluții la problemele cu care se confruntă râmnicenii. Orice organizație politică este un organism viu. Ne dorim să atragem lângă noi oameni care să nu fi făcut politică sau să fi făcut politică la un alt nivel, tocmai pentru a cunoaște care sunt la momentul acesta preocupările comunității. Dacă am rămâne într-un cerc restrâns, atunci cu siguranță orizontul nostru de cunoaștere ar fi unul extrem de mic, iar așa cum spuneau și colegii, ne dorim un parteneriat cu toți râmnicenii dacă se poate, în așa fel încât toate temele comunității să fie abordate și în plan politic, să găsim soluții pe care să le înaintăm Consiliul Local pentru reglementări locale. Fostul deputat Dumitru Păslaru este unul dintre foștii membri ai PSD Râmnicu Sărat care a decis să revină în politica locală. În măsura în care suntem lideri cu autoritatea vârstei noastre și a carierei noastre și a ținutei noastre morale, da? Să putem influența cercurile în care evoluăm. Eu nu sunt un reeșapat, mă simt foarte bine în mijlocul acestei echipe, sunt fericit că îmi pot aduce contribuția la efortul general și voi transmite cu cea mai mare bucurie elemente din experiența pe care o am. Întrebat care sunt soluțiile pentru rezolvarea problemei Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, Păslaru crede că o bună colaborare cu administrația locală și cu Spitalul Județean Buzău ar duce la o îmbunătățire a situației. Este tehnic dotat, problema principală este de organizare și de cadre. Le lipsesc medici, soluția este cea pe care o susține și domnul dr. Rânja, cooperarea cu administrația locală și cu Spitalul Județean. Se pot transfera cadre, se pot transmite cazuri urgente la Buzău, să nu se mai meargă pe ideea două spitale autonome, separate și în concurență. Sorin Cârjan, președintele PSD Râmnicu Sărat, a precizat în cadrul conferinței că nu își dorește să ajungă în Parlamentul României, așa cum circulă unele zvonuri cu privire la viitorul său politic. Nu am aspirații politice, nu voi pleca în Parlament, oricât de mult și-ar dori alții, și pentru că tot m-a provocat cineva și nici n-am de gând să merg acasă până când proiectele pe care am început alături de colegii mei nu vor fi finalizate. În ceea ce privește un nou mandat în fruntea primăriei municipiului Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan consideră că poate fi luat în calcul și acest aspect, dar foarte sigur este că va munci în continuare alături de colegi. Asta poate să însemne și încă un mandat sau poate să însemne că sunt dispus să muncesc alături de colegii mei și într-o altă poziție decât cea de primar. Nu m-am născut primar, calitatea la care țin foarte mult, e aceea de cadru didactic, de profesor de educație fizică. Nu mi-este rușine cu această calificare și sunt dispus, așa cum spuneam, oricând să pot face și altceva decât am făcut în ultimii 14 ani. Din organizația municipală a Partidului Social-Democrat Râmnicu Sărat fac parte avocatul Lucian Predonescu, Florin Ceparu, medicul Paul Rânja, subprefectul Mihail Gabriel Ilie, Dumitru Păslaru, Gheorghe Adam, Mihaela Popescu, dar și alți râmniceni.